Ca să scării o fereastră mare, tocmai ca să intre mai multă lumină. Și am niște plântuțe aici care sunt de plastic. Ele nu, cu lumina... Da, mai multă lumină, mai puțină energie consumată. Toată casa are ferestre foarte mari, multe ferestre, tocmai pentru a avea lumină peste tot, de peste tot. Practic. Așa, Zara? Am pus prin casă diverse echipamente de-astea care consumă puțin, de la becuri care consumă poate 5W până la acest minunat spot care consumă 9W. 9W! Tot vorbeam de lucruri care consumă puțin. Ăsta este unul dintre ele. Are un bec de doar 5W. Uite-l, acolo e. Încă de când am conceput casa, ne-am planificat ca parterul, pentru că avem și etaj, parterul să fie pur și simplu încălzit în pardoseal. Toată căldura degajată se va ridica la etaj, acolo unde sunt calorifere. Prea ai nevoie așa de o încălzire prea mare. Probabil toată lumea știe, sau nu, mie îmi place să merg pe jos, dar cel mai mult îmi place să merg cu bicicleta. De-aia fac mii de kilometri pe an. Sau făceam. În fine, dau legătura unui tip care a fost până august la munte cu bicicleta. Și? E greu. E greu la deal. Vreau la vale. Practic, cu bicicleta poți să te duci la job, fără să mai ai mașina, fără să mai ai mijloacele de transport în comun sau de preferat să ai mijloacele de transport în comun dacă ai nevoie de o deplasare ceva mai lungă sau când vremea este neprietenoasă. Cel mai important dacă tot te plimbi cu bicicleta e faptul că ești și sănătos. Asta dacă te ferești de trafic și știi să cazi în anumite momente. Tot vorbeam de încălzire în pardoseală, da, și încălzirea în pardoseală consumă curent electric, dar atât pompa aceea recirculantă cât și centrala nu consumă cine știe ce curent electric. Iar dacă ai și panouri solare, ceea ce este în plan, 3 kW îți ajung zilnic pentru toate echipamentele pe care le ai în casă în general. Televizoare, becuri, electrocasnice și mai din rețea așa când mai ai nevoie. Da, știu, în comparație cu alții, noi chiar aruncăm hârtie igienică la toaletă, dar nu ai cum să stai cu ea la nas. Important e să folosești hârtie igienică din aia care se dezintegrează în apă. Simplu, decât să o arunci, să nu merge chiar așa. A, și era să uit, am și o plântuță de-asta. E vie, asta e chiar e vie, nu ca aia care e de plastic și e... Ah, mai am și una de plastic, dar asta e de plastic. Dar asta e vie, asta, nu asta. Asta e vie. E o plătuță de pe la Ikea. Dă senzația de eco, de natural, de... Înțelegi tu. Și nu trebuie udată prea des. Pentru că aerul de aici este mai mult umed, fiind o baie cu duș. Și automat... Păi green, totul e pe verde. Totul e pe green, totul e pe verde. Hai să ieșim la codru verde. Încă o chestie interesantă, mai ales atunci când stai la curte, este faptul că mai în spate încolo avem câteva găinușe pe care le creștem pentru ouă. Nu tăiem, nu mâncăm, doar pentru ouă. Bine, am fi putut lua vaci, dar știm cu toții că vacile sunt chiar responsabile pentru efectul de seră, că dioxid de carbon, că CO2, că chestii. Da, tot acolo în spate ar fi trebuit să fie și o fântână pentru a putea iriga și uda gazonul, dar din păcate apa de aici nu este prea bună, nici măcar la 30 de metri adâncime și atunci avem în continuare apă din rețea, apă normală, apă bună, atât cât se poate, atât s-a putut, asta e, ăsta e Bragadirul, strong. Apă caldă nu avem, avem doar rece. Și nu ne plângem de asta. Da. Și dacă tot sunt la curte, am să ne facem și din niște paleți, un fel de mobilier de grădină pe care să mai stai, să pur și simplu ai bea o cafea.
și gutui amărui cu puf galben ca de pui. Bine, n-au fost ele cine știe ce anul ăsta, dar învățăm. Sunt aici cu fetele mele, sunt aici cu băieții mei, original rude boy, original de Bredei, dar mai sunt și ăștia de aici. A se vedea că sunt și ceilalți, pentru că suntem înconjurați de natură, de animale, de păsări. Așteaptă să le dau de mâncare. Cine a făcut ouă astăzi? Cine a făcut ouțe? Cine a făcut ouțele și? Toată lumea. Hei, salut! Tu ai făcut vreun ou astăzi? A, ia să vedem. E ceva acolo? Scuză-mă că te-a deranjat, am crezut că e vreun ou. Nu e. Hai, du-te înapoi. Da, știu, este un trend acum. Au apărut din ce în ce mai multe mașini electrice sau hibride sau semi-hibride, adică mild hybrid sau mild hibride, cum s-o numi. Bine, nu că trendul este să ne cumpărăm toți mașini electrice, că încă nu toată lumea își permite o mașină electrică, având în vedere că sunt destul de scumpe. Faza e că ne-am făcut primul pas, și anume primul pas a fost ne luăm un Ford Puma, care este făcut la noi, la Craiova, și este o mașină mild hybrid, adică are și un motoraș electric care ajută motorul și ajută chiar la reducerea noxelor. Încă o chestie interesantă. Aici la noi la Bragadiru, de câteva luni bune chiar, alegem să reciclăm selectiv. Practic, avem o mașină de gunoi, care să zicem așa, care pentru menajer, și avem și saci, cel puțin la case, pentru carton, pentru sticlă și pentru plastic. O dată pe săptămână, punem saci la poartă. Sunt mașini diferite, nu vin cu aceeași mașină. Un nou pas înainte. Încă o chestie interesantă pe care o fac aici. Toate resturile vegetale care rămân de la tăierea, tunderea gazonului, frunze și alte chestii pe care le tai prin grădină, le strâng pur și simplu, nu le dau foc, ci le las la un fel de macerat în compost. În fine, eu îl iau frumos în toamnă, după ce s-a compostat, să zic așa, iau frumos tot acest material pe care îl împrăști în grădină ca un fel de îngrășământ pentru pământ și pentru culturile care vor urma.